Bună ziua, dragii mei! Astăzi, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Paul Popescu Neveanu Timișoara sprijină elevii în învățare cu o activitate ce are ca temă culorile. După cum deja bine vedeți, avem în față un arici de la care lipsesc țepii colorați. Haideți să ajutăm ariciul să găsească țepii corespunzător culorilor de pe el. Și voi începe cu primul, care are culoarea roz. Haideți să vedem, să-l potrivim la culoare. Îl vom pune aici. Super! Urmează cel de culoare portocalie. Îl voi pune aici. Mai departe, cel de culoare albastru. Apoi, cel de culoare roșu, îl voi pune aici. Culoarea este mov, foarte bine. Urmează galben, excelent. Și ultimul are culoarea verde. Super! Ariciul este fericit și vă mulțumește că l-ați ajutat. Mai departe, am să vă arăt câteva cerculețe. Cerculețele, după cum bine puteți vedea, sunt colorate. Așa. Le-am așezat cerculețele în fața voastră, iar acum am să vă rog să căutați prin casă câteva obiecte care au culorile cerculețelor de aici. Și eu am găsit așa. Primul obiect găsit este o rățușcă care are culoarea galbenă. O voi pune pe cerculețul galben. Mai departe, am mai găsit o floricică care are culoarea, cine știe, roz. O voi pune pe cerculețul roz. Apoi, am mai găsit un cub de culoare roșu. Îl voi pune pe cerculețul roșu. Mai departe, am mai găsit prin casă un șarpe care are culoarea verde și îl voi pune pe cerculețul verde. Apoi, am mai găsit o mașinuță de culoare, cine știe, albastru. Îl pun pe cerculețul albastru. Și mai am o clemă de culoare mov. Foarte bine, o pun pe cerculețul mov. Și ultimul, o mingiuță de culoare portocalie și o voi pune pe cerculețul portocaliu. Nu prea stă, da? Bun. Mulțumesc că m-ați ajutat să distribui obiectele pe cerculețele colorate și am să vă rog și pe voi acasă să faceți acest lucru. Să găsiți cât mai multe obiecte de prin casă și să le potriviți culorilor. Mai departe, vreau să vă prezint un alt joculeț drăguț. Și am să vă arăt o planșă cu diferite imagini. Acum voi arăta și câteva cerculețe de diferite culori
Și am să vă întreb cine are culoarea corespunzătoare cerculețului. Vă rog să vă uitați atent pe planșă și să vă gândiți cine are culoarea corespunzătoare cerculețului pe care eu vi-l arăt. Sunteți pregătiți? Haideți să începem! Primul cerculeț are culoarea galben. Cine are culoarea galbenă la mine pe planșă? Soarele! Foarte bine! Voi pune cerculețul pe soare. Super! Mai departe, am în mână un cerculeț de culoare verde. Cine are culoarea verde la mine pe planșă? Mărul! Minunat! Voi pune cerculețul pe măr. Mai departe, am în mână un cerculeț de culoare maro. Cine are culoarea maro? Veverița! Foarte bine! Urmează un cerculeț de culoare roșu. Cine are culoarea roșie la mine pe planșă? Cireșele! Excelent! Apoi, mai am un cerculeț de culoare albastru. Cine are culoarea albastră? Balena! Super! Am în mână un cerculeț de culoare roz. Cine are culoarea roz? Porcul! Foarte bine! Am în mână un cerculeț de culoare portocalie. Cine are culoarea portocalie? Bomboana! Voi pune cerculețul pe bomboană. Și ultimul cerculeț are culoarea mov. Cine are culoarea mov pe planșă? Balonul! Foarte bine! V-ați descurcat? Minunat! Super! Vreau să vă prezint și câteva găletușe colorate. Prima are culoarea roșie, apoi urmează găletușa de culoare mov, găletușa de culoare galbenă, găletușa albastră, găletușa verde, găletușa portocalie, găletușa maro și găletușa neagră. Acum, pe rând, vă voi arăta câteva imagini, iar voi va trebui să-mi spuneți ce sunt și în care găletușă voi pune acel obiect. Obiectul trebuie să fie de aceeași culoare cu găletușa. Da? Sunteți pregătiți? Ia să vedem! Prima imagine pe care eu vreau să vă arăt este un ursuleț. Ce culoare are ursulețul? Maro. Îl pun în găletușa? Maro. Foarte bine. Super. Mai departe. Am în mână un rac care are culoarea roșu. Îl voi pune în găletușa roșie. Apoi urmează o rață care are culoarea galben. O voi pune în găletușa galbenă. Mai departe, am în mână un avion care are culoarea cea mai multă albastru. Îl voi pune în găletușa albastră. Super!
Am în mână o mașină de culoare verde. O voi pune în găletușa verde. Urmează un căluț care are culoarea, să vă aud, maro. Haideți să-l punem în găletușa maro. Urmează și o pisicuță care are culoarea negru. Voi pune pisicuța în găletușa neagră. Mai apoi am găsit și un strugure care are culoarea mov. Haideți să-l punem în găletușa mov. Am în mână și o inimioară. Ce culoare are? Roșu. O punem în găletușa roșie. Foarte bine! Avem în față o tobă de culoare portocalie. O punem în găletușa portocalie. Am găsit și un caiet de culoare negru. Haideți să-l punem în găletușa neagră. Am mai găsit o vânătă care are culoarea mov. O vom pune în găletușa mov. Am găsit și un telefon care are culoarea, cine știe, portocaliu. O punem în găletușa portocalie. Urmează și un dinozaur. Ce culoare are? Verde. În care găletușă îl punem? În găletușa verde. Super! Mai am un elefant. Ce culoare are elefantul? Albastru. Îl punem în găletușa albastră. Super! Am găsit și o poșetă care are culoarea negru și o vom pune în găletușa neagră. Minunat! Am găsit și un elicopter care are culoarea portocalie. Îl vom pune, ne uităm la găletușa portocalie, aici. Super! Avem în față o căpșunică care are culoarea roșu și o vom pune în găletușa roșie. Am găsit o ușă care are culoarea maro. Ne uităm la găletușa maro și găsim locul. Am în mână o pară care are culoarea galben. O punem în găletușa galbenă. Am mai găsit și un creion de culoare albastru și îl punem în găletușa albastră. Dar am mai găsit și un pepene de culoare verde. Este pepene verde și îl vom pune în găletușa verde. Am găsit și o minge care are culoarea galben și o vom pune în găletușa galbenă. Am în mână o rachetă de culoare mov. O vom pune în găletușa de culoare mov. Am în mână un ananas
de culoare galben și îl voi pune în găletușa galbenă. Am găsit un ghiozdan de culoare albastru și îl voi pune în găletușa albastră. Am în mână o steluță de culoare portocalie pe care o vom pune în găletușa portocalie. Am găsit și un borcan cu marmeladă de culoare maro care îl voi pune în găletușa maro. Mai am și o pereche de mănuși, mănuși de box, de culoare negre, pe care le voi pune în găletușa de culoare neagră. Am în mână o felie de pepene verde, care are culoarea, miezul este roșu, la pepenele verde miezul este roșu, și atunci îl vom pune în găletușa de culoare roșie. Dacă coaja pepenelui este verde, îl punem în găletușa de culoare verde. Miezul pepenelui este roșu și îl vom pune în găletușa de culoare roșie. Am în mână un măr de culoare verde și îl vom pune în găletușa verde. Și mai am un șervețel de culoare mov, care îl voi pune în găletușa mov. Super! V-ați descurcat minunat! Și pentru asta vreau să vă propun o provocare. Vreau să construim un zid colorat. Și pentru asta voi folosi pahare colorate. Le-am pregătit aici pentru voi. Baza zidului o voi face din paharele verzi. Așa. Apoi voi pune pahare de culoare roșie. Așa. Roșu. 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 Este rândul paharelor albastre. Așa. Urmează paharele galbene și în final voi pune paharul roz. Și acum eu l-am construit, vă las să vă uitați la el, așa, și vă provoc să vă jucați împreună cu părinții, să vedem cine răstoarnă cele mai multe pahare. Vă mulțumesc, v-ați descurcat minunat, vă urez succes în realizarea ariciului, spor în căutarea de obiecte de diferite culori, baftă în construirea zidului și nu uitați, desfășurăm activități de acasă!